Salutare, dragi prieteni, Squid Fishman aici. Astăzi o să degust o ciupercuță foarte, foarte stranie. Se numește Palus impudicus. La noi se numește a calului de astăzi. Mă gândesc cum să zic, ca scopii care se uită, organ genital al calului. Sau ciuperca puturoasă, buretele puturos. Este o ciupercuță foarte interesantă. Din cauza formei asiatice, o consideră afrodisiac. Adică afrodisiac. Da, haideți să o vedeți. Este în stare tinerică. Nu știu dacă o să se... O să o pot filma. Uitați aici. În trei biluțe. Vă dați seama dacă iese asta de aici, prima. Dar voi se vede altfel un pic. Asta, să zicem, dacă iese... Nu, asta. Asta dacă iese prima. Sau asta. Sau... Asta, mamă, de ce se vede așa? Dacă este asta prima, și celelalte rămân jos, vă dați seama că arată exact ca chestia respectivă. Sunt mai multe, ia să vedem. Aici mai este una ascunsă acolo, o vedeți? Mica albă și aici una mare. Cred că pe asta o să o mănânc. O să încerc să o mănânc. Și mai sunt. Mai sunt mai sus, mai mari. Haideți că o recoltez pe asta. Am adus și un cuțit. Sper să nu-l murdăresc prea tare. Da, cică-s comestibile doar când sunt foarte tinere, adică până nu le iese palusul. Palusul. Și din câte țin minte, au gust de ridiche. Bă, curios, care-i treaba? Problema e că trebuie să pun pe pauză, că am doar o mână liberă. Cu una filmez. Fucking țânțari. Și hai să vedem care-i treaba cu ea. Las puțin telefonul jos și îi pun pe pauză până o tai. Prieteni, am reușit să tai. Cam așa arată în secțiune. Asta, pe asta n-am tăiat-o. Cred că mai bine mâncam de aici. Că pare mai mult. Chestia aia maro e o chestie care în curând o să miroase ca ahoit. O să tragă gâzuțe, fai ce la țânțari. O să tragă gâzuțe acolo și sporii și ele vor împrăștia sporii. Chestia aia albă din mijloc va deveni paloșul, iar gelatina asta va deveni nimica. Ok, haideți să iau, să gust. Uitați ce am aici. Vai, mă omoară țânțarii. Sunt două bucățele. Îmi pun aici pe picior. Vedeți că iau de acolo. Și iau bucățica asta. Mie nu-mi plac ciuperci. Două bucățele. Am reușit să taile. S-au lipit amândouă de mâna mea. Și hai să vedem cum e. E ok. Da, foarte... chiar e ok. Chiar e ok. Foarte puțin gust de... Deja m-au rupt. Am fost cu o bluză lungă până acum și am scăpat de ei, dar acum că am venit să filmez clipul ăsta, m-au distrus. Da, gust bun, nu m-ar deranja să mănânc. Dacă aș fi blocat prin pădure, e un lucru bun că știu că se mănâncă și chiar aș mânca. Chiar interesant, chiar interesant. Nu mă așteptam, credeam că o să-mi vină zvomit. Dar bună, bună, neașteptat de bună. V-am spus, asiaticii o folosesc pentru a face tare cocoșelul. Mie nu-mi trebuie, așa că nu o să mănânc. Treaba e bună, stinerelă. Prieteni, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sper că v-a plăcut degustarea. Chiar mi-a rămas un gust bun în gură și, sincer, aș mai mânca. Un pic de gust de ridiche. Foarte interesant, foarte interesant. Ce am slăbit zilele astea. Ok, vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați de subscribe, nu uitați de abonare. Ciao les, fără baules. Ciao les, prieteni, v-am lăsat.